Organizatorii Zilei Comunei Valcău de Jos, un eveniment ce va avea loc duminică în Valcău de Jos, invită sălășenii la cânt, joc și voie bună, dar și la o plimbare de 20 de kilometri cu bicicleta. Localitatea Valcău de Jos va fi duminică în sărbătoare cu prilejul Zilelor Comunei, un eveniment la care sunt invitați să ia parte toți cei care se simt în vreun fel legați de zona Văii Barcăului. Activitățile pregătite de organizatori, bucatele tradiționate, turul necompetitiv cu bicicleta și interacțiunea cu oamenii locului vor face din această zi un moment de bucurie și destindere, dar și de cunoaștere a tradițiilor și obiceiurilor locale. Aș dori să fac o invitație specială, spune eu, având în vedere anul centenar și motivul pentru care facem sărbătoarea Zilele Comunei Valcău de Jos în 26 august, ocazie cu care promovăm zona, organizând un tur de biciclete din Preoteasa până la Subcetate, vizităm monumente istorice și zona respectivă, iar la sfârșit se va da o masă tradițională pentru participanți. Iar la ora 14 vom inaugura o investiție frumoasă, Căminul Cultural din Valcău de Jos, o investiție nouă, unde vor participa atât preoții de la toate cultele din comună, cât și doamna Florica Pop, directorul Bibliotecii Județene, unde ne va detaila, ne va reaminti ce s-a întâmplat în urmă cu 100 de ani, de fapt Caravana Unirii, așa se numește evenimentul. După, o să avem la ora 15, oficialitățile vor avea un discurs, voi da un cuvânt de bun venit în calitate de primar, iar pe urmă va urma mai mulți soliști, cântece populare, cântece patriotice, având în vedere centenarul. Va fi o sărbătoare frumoasă, sper că și timpul să țină cu noi, interpreți de renume de muzică populară mai mult din zona noastră, Sava Negrean, Brudașcu, doamna cântecului Sălăjan va cânta pe scena din Valcău, Alice Ghile, care este și sălăjancă sau vălcăoancă, putem spune, care a câștigat chiar un premiu important, Denis Arolnic, Aurel Surcaș Vlaicu, Vasile Coca și alții, iar la ora 23 va fi un foc de artificii și discotecă în aer liber. Cu această ocazie invit vălcăoanii, sălăjenii sau toți cei care vor să cunoască Valea Barcăului și Comuna Valcău de Jos. Așadar, cei care încă nu și-au făcut planuri pentru weekend pot să vină la sărbătoarea Comunei Valcău de Jos, ce va avea loc duminică 26 august.